cafeaua de dimineață te ajută să scapi de greață și crește mult. Bună ziua, oameni buni, bună dimineața, oameni buni, cafeaua de dimineață din nou la știri din Neamț și mesagerul din Neamț. Ce să vă spun, am obișnuit în ultimul timp să alternăm emisiunile gen administrație politică cu emisiuni în care încercăm să prezentăm oameni care au bine meritat în și pentru acest județ. Țineți minte, de curând, un interviu cu Paul Chiribuță, maestru, actorul care ar putea încă să mai facă lucruri bune pentru Teatrul Tineretului din Piatra Neamț, ca și alții care au bine meritat aici. Am prezentat și emisiuni în care am vorbit despre Festivalul de Folclor. Ei bine, astăzi mi-e și greu să încadrez personajul cu care voi face emisiunea într-un tipar, pentru că o să vedeți, este un personaj extrem de complex. Când a intrat în redacție, eu l-am prezentat într-un fel și dânsul a accentuat nu. Nu. Așa că vom începe emisiunea spunându-vă că vorbim cu unul dintre oamenii care, născut în Neamț, școlit în Neamț, a făcut și face, a făcut carieră, dar face un lucru la nivel foarte înalt. Despre el ați auzit mulți. Se numește Nicolae Scurtu, s-a născut la Văratec și este în studioul Mesagerul de Neamț. Bună ziua, bună dimineața! Bună ziua, bună dimineața, bine v-am găsit! Domnul profesor, că așa vă spun profesor, eu, când ați intrat, v-am prezentat ca un critic literar. A spus, nu, istoric literar. Istoricul literar, Nicolae Scurtu, la Piatra Neamț, în emisiunea la Mesagerul de Neamț. O să-mi permiteți, înainte de a vă da cuvântul, să spun câteva lucruri. Acest istoric literar, critic literar, profesor și un mare colecționar, a făcut nu numai istorie literară și critică literară, el a pornit din învățământ, a lucrat în învățământ, a fost inspector școlar, cunoaște o mulțime de lucruri, așa cum și celălalt Scurtu, care îl avem din Neamț, Ion Scurtu istoricu, este un fel de arhivă ambulantă a domeniului său și domnul Scurtu Nicolae la fel. Domnul Scurtu, pe vremuri, prin 2014, în ziarul Ceahlău apărea un interviu al dumneavoastră cu domnul Nicolae Sava, obzecistul. Și el încerca, într-un interviu foarte scurt, să surprindă cât mai multe fațete ale activității dumneavoastră. După ce a scris interviul ăla, am zis, domne, zic, scuză-mă, Nicu, zic, dar cred că trebuia să mai insiști. Zice, da, dar nu mi-ajungea ziarul. Așa că, haideți să vedem cine este Nicolae Scurtu, prezentat chiar de el. Așa cum bine ați afirmat, m-am născut la 4 februarie 1951 la Văratec, comuna Agapea, județul Neamț. Județul acesta este un topos cu totul special, binecuvântat de Dumnezeu cu oameni buni și harnici, cu oameni imoși, cu oameni de o strălucită cultură, care au activat aici sau care s-au format aici și au plecat în alte țări. Am avut plăcerea, am avut norocul, am avut șansa să învăț la liceul Ștefan cel Mare, și acum sfânt, din Târgu Neamț, unde am avut o pleiadă de profesori, unul și unul. Pe domnul Dumitru Știrban, pe domnul Vasile Stângă, pe doamna profesoară Mariana Pintrijel,
pe doamna Dina Cioară, care mi-a fost și dirigintă câtva timp și pe aceea a preluat diriginția domnul Dumitru Șterban, care fusese asistentul lui Mihai Ralea și al lui Tudor Vianu. Și, mă rog, o sumă importantă de profesori care ne-au format, care ne-au îndrumat și care ne-au îndemnat permanent să citim. Să citim și mai ales să înțelegem ce citim. Acei oameni... Și să venerăm... Și să venerăm memoria lor și mai ales oamenii acestor ținuri. Așa se făcea în școală. Așa se făcea școala odinioară. Și mai ales se punea un accent deosebit pe zona locală, pe ținutul de unii provii. Că în perioada interbelică și înainte, în antebelic, manualele de geografie erau făcute după județ și după localitate. Și se învăța geografia la școală după geografia județului Neamț. Scrisă. Și după aceea te duceai mai departe. Mai departe la geografia. Dar prima dată îți cunoșteai județul. Locul, da. Așa se face că aici, în acest areal cu totul și cu totul special, s-au născut o sumă de scriitori, de publiciști, de prelați, de dascăli, de profesori care aveau verbul la ei, aveau o strălucită știință de carte și mai ales aveau pasiunea de a dărui din știința lor de carte și celor care o vin. Nu întâmplător, un emul al lui Sadoveanu, care o să-i dau numele în final, spunea despre județul Ținutul Neamțului, al Iașului și al Prahovei, unde de fapt sunt cele mai multe și mai însemnate case memoriale, muzee, puncte muzeale, puncte de un mare interes cultural, spiritual și literar. La locurile unde citez, la locurile unde s-au născut, au trăit și au activat mari oameni acestei țări, ar trebui să mergem descoperiți și desculți, chiar dacă ar trebui să călcăm pe spini. Și ar trebui să mergem încete de pelerini la aceste locuri sfinte, de la care să ne întoarcem mai puternici, mai înaripați. Cuvintele acestui emul al lui Sadoveanu și astăzi sunt ca un autentic epitaf pentru profesorii și pentru dascălii care formează în succesiunea generațiilor și formează și modelează generații în succesiunea lor. Mai e un avantaj pentru noi, pentru nemțeni, faptul că suntem înconjurați de atâtea biserici, mănăstiri și schituri, aici unde cuvântul lui Dumnezeu a fost propovăduit de peste 2000 de ani și unde slujitorii altarelor adună zi de zi și ceas de ceas oamenii la credință, la calea cea dreaptă, a dat un anume impuls, a impus o anume cucernicie. Până la un anumit nivel, domn profesor. De la un alt nivel avem o anumită fățărnicie, da, care funcționează mai ales la aia care apucă să intre în zona politică-administrativă. Corect, așa e. Sunt întru totul de acord. Așa cum ați spus, asistăm de câteva timp, de câteva decenii, la un fel de demisii morale în grup. Și la niște inexplicabile gesturi imorale care nu-și găsesc justificarea. Să precizăm. La Văratec, la Mănăstirea Văratec, au existat până de curând două case unde a locuit și a creat Eminescu deasupra cimitirului, în vecinătatea Bisericii Schimbarea la față, și casa din centru, casa Veronicăi Micle. Ce s-a întâmplat? Datorită, să zicem, cutezanței, datorită trufiei, că altfel nu se poate, că cele două mari piedici în
trufia și zgârcinea sunt, ar fi trebuit să fie eliminate din viața monahală, Maica Stareța și cu consiliul ei de conducere a hotărât ca acel imobil, acea casă în care a locuit Veronica Micle cu soțul ei, profesorul universitar Ștefan Micle, profesor de fizică și chimie la Universitatea de Iași. Nume mare la vremea respectivă. Nume foarte mare și care a contribuit cu universitar la Iași să cumpere casa lui Creangă din Sărărie, din Țicău, care a devenit prima casă memorială din țară. Așa, acolo a scris Veronica Micle, a hotărât Maica Stareță cu consiliul să o dărâme. După cum de curând, de câteva săptămâni, casa în care a locuit Eminescu, unde l-a primit pe Creangă, pe Caragiale, pe Vasile Conta și alți prieteni și cei din generația sa, congeneri cu el, s-a prăbușit definitiv. Lucruri inadmisibile. Tot ca o consecință a acestor gesturi și acestor porniri, casa lui Ion I. Mironescu de la Tazlău, în loc să fie în proprietatea Consiliului Județean Neamț, a devenit proprietatea unui domn care a scos bani și a cumpărat-o. Este inadmisibil. Și care, cum să știu, acum, dincolo de faptul că a cumpărat-o, a încercat câte ceva acolo. Dar este inadmisibil, într-adevăr, ca tu, for județean, care te lauzi toată ziua și stai și spui eu, cultură, eu, aia, noi facem, dregem, așa, să lași un asemenea obiectiv să plece de la tine. Este inadmisibil. Inadmisibil, e adevărat. Și mai mult decât atât, acest profesor, I. Mironescu, și scriitor, a făcut studii la Viena, a fost un profesor strălucit la medicină în Iași. În fiecare vară când venea să-și facă concediu aici, venea cu două camioane de medicamente cumpărate din banii lui și mergea pe toate satele acelea din comuna Tazlău, aparținătoare comunii Tazlău și altor comune, și împărțea din casă în casă medicamente și consulta gratuit oamenii, sătenii de la munte. Este gestul care nu se pot uita, plus opera lui literară care a fost... Discutăm, nu trebuie argumente. Domn profesor, la așa ceva n-ar trebui să aibă argumente, să trebuiască să vii cu argumente dacă ai avea oameni în fruntea Consiliului Județean, adică care să citească ceva despre I. Mironescu. Sau, mă rog, cei care se ocupă de cultură, inspectorii de la cultură, oamenii de la cultură, de care ar trebui ei să informeze conducerea. Să zicem, conducerea ocupată cu chestiuni politice, administrative, de-astea, cu pământuri, cu păduri, cu ape, cu imașuri și așa mai departe. Dar există câțiva funcționari superiori, să zicem că fac parte din meritocrație, care ar trebui să... Meritocrația superior remunerată. Da. Nu superior... învățată să facă lucruri bune. Care periodic ar fi trebuit să informeze conducerea. Același lucru îl putem spune cu mare regret despre casa lui Max Blecher de la Roman, care a fost dărâmată în timpul unui primar. Este inadmisibil. Max Blecher a fost unul dintre cei mai importanți prozatori avangardiști din România, din Europa și din lume. Acea casă trebuia înconjurată și aranjată încât să devină un centru al avangardismului european, aici, la Roman. Acolo a fost vizitat de Geo Bogza, de Virgil Teodorescu, de Sasha Pană și de o sumă întreagă de scriitori. El, care a stat atâta mare de vreme în Elveția, unde și-a tratat tuberculoza și boala lui Pot. Așa, a scris cele două romane celebre, Întâmplări în irealitate imediată, și mai are încă unul foarte important, o să-mi aduc aminte imediat, Cărți unice. Așa, nu este admisibil așa ceva. Așa ceva nu este scuzabil. Da. Inimi cicatrizate? Inimi cicatrizate și întâmplări, inimi cicatrizate și întâmplări, așa, bravo, mulțumesc, și întâmplări în irealitate imediată. Mai are un volumaș de poezii, da. Și s-a ocupat de el Sasha Pană, iar un tânăr acum de la Universitatea la Iași i-a făcut o ediție completă a scrierilor. Așa, mai departe, la Valea Seacă, aici lângă Bălțătești, s-a născut un scriitor de talie europeană, de talie mondială, Constantin Virgil Gheorghiu, în ziua de 15 septembrie 1916, ca fiu al preotului Constantin Gheorghiu.
A studia, am o sumă de fotografii aici, am o bună arhivă. Va trebui să le arătați spre așa cumva, să le țineți drept. Bogdan, reușești? Da, uite, au încercat. Nu o să fie foarte profesional. Că, Ce iese? Da. Am o sumă de fotografii cu el. El a învățat, a stat până la, născut în 16, a stat până anul 1923, timp de 7 ani, după aceea preotul și-a mutat parohia la Petricani și apoi a făcut școala la Petricani și la Blebea, de unde erau părinții. Uitați-vă, asta e o fotografie reușită. Vorbind la, a vorbit la peste 350 universități celebre din lume despre cărțile sale. Și așa mai departe. Ei, ori lucrurile astea, noi, în această etapă a istoriei, ar trebui să le redescoperim, să le reactualizăm și mai ales să le readucem în mintea și în sufletul tinerilor. Să fie repere culturale. Repere culturale și morale și în același timp. Exact. Prin ceea ce au dat ei, prin opera lor, prin ținuta lor și prin anvergura de care, pe care au căpătat-o și prestigiul de care s-au bucurat în lumea literară apuseană. Da. Sunt niște oameni care au demonstrat, care nu ar trebui să fie uitați. Facem tot felul de manifestări, facem tot felul de punguțe cu 3 bani, 5 bani, 7 bani, dar despre Gheorghiu, câtă lume știe, câți profesori de română îl amintesc în lecțiile lor? Da, niciunul. Mai ales că nici nu face parte din curicula școlară, nici din 5-8, nici din liceu și nici la universități, la facultăți de litere. Acum vă scot un pic din... Ați făcut liceul la Ștefan cel Mare, dar ați predat la Vianu și la Lazăr. Și la Lazăr, în București. Care era diferența între ce vă predau dumneavoastră profesorii la Ștefan cel Mare și ce predați la Lazăr sau la Vianu? Ca să amintesc mai două, că ați mai fost. Am mai fost la Caragiale, da. Diferența era următoarea. Elevii mei aveau o anume reticență față de fenomenul cultural, pe când noi, când învățam la Ștefan cel Mare, eram extrem de atenți. Erați niște bureți. Da. Eram extrem de atenți. Și nu stăteați în Târgu Neamț sau în Piatra Neamț, erați din Fidio, din Văratec. Din Văratec. Dar stăteam la cămin în Târgu Neamț, că aveam bursă. Și aceea a fost salvarea mea, că dacă n-aveam bursă, părinții n-aveau cu ce să mă țină, naveta era greu de făcut și mă duceam înapoi la țară. A fost un mare avantaj că am avut bursă toți 4 ani. Și mai ales aveam niște întâlniri săptămânale cu profesorul Dumitru Știrban, cu directorul Vasile Stângă, cu doamna profesoară de istorie Maria Carp, o profesoară, ex-șefă de promoție cândva la Universitatea din Iași, cu doamna profesoară Mariana Pintrijel, cu doamna profesoară Marian Ioana, care a avut un sfârșit tragic aici în Piatra Neamț, și cu mulți, mulți alți profesori. Ne întâlneam cu ei, mergeam la Cetatea Neamțului, mergeam la Casa Creangă, mergeam, veneam la Ghindoan și vedeam casa părintelui Conta și a lui Vasile Conta. Mă simt obligat. Știți că la Ghindoan, deci Ghindoan este în istorie prin mai multe lucruri. Da, sigur. Mai există oare acolo, există vreun monument? Există un monument al lui Vasile Conta și există casa în care s-a născut Vasile Conta. Ați fost în ultima perioadă? Da. Și cum arată? Arată modest. Există un domn de aici din Târgu, din Piatra Neamț, care a publicat 3 cărți despre Vasile Conta. Am vorbit cu el și omul era efectiv, cum să vă spun eu, supărat. Supărat pe, pe autoritatea. Autorități locale, dar care nu dau importanță și nu acordă banii necesari pentru reconstruirea lor, pentru reactualizarea lor și pentru refacerea a ceea ce se poate. Dacă mergem acum, aproape când vine să merg, într-un liceu, nu de stat tehnologic, mergem într-un liceu cu clase, așa zise, de filologie, da? Mergem acolo și întrebăm despre Vasile Conta, s-ar putea să avem o surpriză mare. Să ne spună că a făcut barajul de la Bicaz, da. Și, sau nu știu ce altceva. În schimb, elevii noștri
fac dezbateri pe modelul dezbaterilor de la ONU. Foarte frumos, n-am nicio problemă. Dar baza culturii generale... Școala rămâne, liceu. Cultura generală, aia care trebuie să rămână cultură generală, nu să înveți toate... mă rog, era să spun un cuvânt urât. Da. Adică să înveți literatura ta, să înveți istoria, atât cât trebuie, istoria ta, geografia, istoria locului de unde ești, geografia, și după aceea înveți, te specializezi, dar pleci cu ceva, ai ceva în bagaj. E adevărat. Vă rog, da, să revin. Dar vedeți ce se întâmplă? Cazul lui Vasile Conta, să luăm punctual. Datorită unor criterii extravalorice și extraestetice, Vasile Conta a și fost practic izgonit din istoria filozofiei române și din istoria culturii române. De ce? Este primul filozof român care are sistem. Al doilea este Blaga, care are sistem filozofic. A studiat în străinătate, a făcut doctorat în străinătate. Era fiul preotului Conta, că îl amintește pe preotul Conta Creangă, îl amintește. Las-o în Conta sfinții sale. Se referea la tatălui Conta, care era profesor de religie la școala numărul 2. Las-o în Conta sfinții sale. Așa. Datorită unor criterii de acestea care s-au înrădăcinat pur și simplu în conștiința și în mentalitatea unor generații, ei au fost ușor, ușor marginalizați până la excludere aproape. Același lucru s-a întâmplat și cu Macedonski. Macedonski este unul dintre cei mai însemnați poeți români din generația așa și în general. Datorită acelei neinspirate epigrame adresat trimise lui Eminescu, pe care a publicat-o chiar în ziua când a izbucnit boala lui Eminescu, studenții de la economie, de la litere și, mă rog, la alte facultăți, s-au dus să-i arunce cu bolovan să dea foc casă în care locuiește Macedonski. Ori Macedonski ce făcuse? Spusese la cenaclul literatorul, le spusese epigrama aceasta, un X pretins poet acum s-a dus pe cel mai jalnic drum. L-aș plânge dacă în Balamuc n-a fost mai bun, căci până ieri a fost năuc și nu e azi decât nebun. Cei ciracii lui zice, domn maestre, mai spuneți o dată, mai spune o dată. Au notat-o. Dumitru Teleor a notat-o și imediat de la, plecare de la cenaclu a dus și a dat-o în ziar. Și a doua zi a apărut în ziar și a coincis o coincidență nefericită, a coincis cu plecarea lui la doctorul Șuțu, de unde nu s-a mai întors. Acum, da, dar asta nu înseamnă că opera lui Macedonski nu are valoare. Are mare valoare, dar vedeți, ea a fost redescoperită după câteva decenii, după vreo 3 decenii de la moartea lui. El a murit în 1920, iar ediția critică a făcut-o spre anii 40-40 ceva, Tudor Vianu, în editura Fundațiilor Regale. 5 volume. Are o operă formidabilă. E un mare scriitor, și romantic, și clasic, și simbolist. Da, deci asta este marea problemă acum. Nu mai ne respectăm valorile, nu ne mai raportăm la ele și ne raportăm la alte valori care, din păcate, n-au nicio valoare. Sunt efemere, sunt trecătoare, sunt de moment și care nu rămân în conștiința posterității. Aici, județul Neamț, era cândva tot un nemțean născut pe aici, aproape la Hangu, Constantin Turcu. El a făcut o bibliografie a tuturor călătorilor străini care a trecut prin Neamț și a și publicat câteva broșurele și câteva extrase din cele mai importante, din Vaian, de pildă, Jean Vaian, scris despre Neamț, mai multe însemnări, a publicat o 2-3. E, acea carte, dacă se ajunge la bun sfârșit, aveam o oglindă perfectă a cine a trecut pe aici, cine a trecut pe aici, ce a scris și ce a impresionat. Aici a fost familia regală, există o carte publicată de muzeu, Neamț, familia regală Neamț. Aici a fost un prărinte, Constantin Mătasă, care era și preot strălucit, arheolog. Și arheolog, a descoperit 99 de vânt, și prozator. L-am menționat și Călinescu în istoria literaturii și l-a și publicat în jurnalul literar de la Iași. Dar îmi amintesc că de curând, lucrând la o chestiune despre Iosif Naniescu, mitropolitul Moldovei, Nicolae Roznovanu, cel cu parcul și cu biserica, îi scrie mitropolitului Naniescu: Înalt preasfințite părinte mitropolit, vin cu o rugare la sfinția voastră.
avem un tânăr preot, și harnic, și cinstit, și curat la minte și la suflet. Se numește Mătase Constantin. Aș dori, dacă se poate, eu și comunitatea pe care o reprezint, să-l repartizați la parohia Sfânta Vineri din Pașcani. Mitropolitul, citește, Mitropolitul era un om de mare caracter, dovadă că a fost canonizat în 2019. Așa, l-a făcut sfânt Patriarhia Română, Mitropolul Iașfânt. A doua zi a trimis telegramă și zice, în ziua de cutare, la ora cutare, să fiți, vă rog, la Pașcani, la parohie, că voi fi eu însumi, îl voi întroniza ca preot acolo. Vedeți ce însemna comunicarea și ce însemna caracterul și cuvântul spus. Ăsta era născut la Răzălăi în 1820 în Basarabia și a murit în 1920 la Iași. Și a început prin a fi egumen, mă rog, stareț, la mănăstirea Găiseni din Ținutul Dâmboviții. Acum a trecut în Giurgiu, în parohia episcopului Ambrozie Meleacă, care este un episcop de o mare ținută religioasă, de o mare ținută morală și spirituală și care a revigorizat, a reformat viața religioasă din ținutul acela, sudul acela sterp, auster, friguros, Giurgiu. De când ați început să vorbiți și ați amintit despre Văratec, deci stau, încerc să-mi aduc aminte și să fac o comparație între starețe care au existat la Văratec și au construit acolo în istorie și să ajungi acum ca o locație de genul acesta care îți putea fi de folos și din punct de vedere comercial, că ăsta primează acum. Turismul literar, turismul cultural, religios. Să accepți tu să-ți dispară un obiectiv care îți putea aduce bani. Două obiective. Casa Eminescu, Casa Veronica Mică. Le legai între ele. Și mai ales că sunt mărturii certe că ei au stat acolo. Sunt mărturii incontestabile. Și o spuneți noastră, care a stat toată viața și am verificat, documente. De pildă, în 1950 și ceva, și 55-60, Aurel Leon i-a luat un interviu de vreo 40 de pagini maicii, pe care l-a îngrijit pe Eminescu, care l-a primit pe Eminescu în casa de la schimbarea la față, în spatele cimitirului. Iar maica, cu trufie, cu superbie, spune, minte pe mitropolit și spune: Înalt preasfințit de părinte mitropolit, vizitatorii ar trebui să treacă prin cimitir și tulbură liniștea. N-are nicio legătură cimitirul cu casa. Se înconjoară frumos ca și-o aduce drumul. Și mai ales Consiliul Județean, am vorbit un alt funcționar și la Consiliul Județean, erau dispuși. Eu nu știu de ce n-au intervenit, domnule, le-am și reproșat. Domnule, stați un pic, statul acesta sau locurile astea sunt deocamdată laice, nu fundamental religioase. Mănăstirile astea există pentru că existăm noi. Și după aceea au venit, mă rog, sau... Din păcate, aici, multe, aproape toate, nu toate, aproape toate mănăstirile au devenit niște locuri în care primează comerțul. Comerțul. Și când spun comerț, nu mă refer doar la comerțul cu borcane, sticle, lumânări și altceva. E și comerțul acela, hai să-i spunem, religios? Da. Comerțul religios, din păcate. Da. Din păcate. De exemplu, la Văratec sunt niște ateliere foarte bune de țesut. Absolut senzaționale. Senzaționale. Care fac țes la războaiele lor de țesut, stofe pentru celebre case din Europa, Versace și așa mai departe, vin acolo și lasă banul. Păi tocmai din banii ei ar fi trebuit să ajute, ajutați județul. Ajută acolo. Unea sta Veronica Micle au făcut un chioșc mare, unde vând plăcinte. Și mai încolo o casă. Inițial trebuia să fie o casă memorială a unei scriitoare engleze,
în vecinătatea casei, a publicat-o și cum a arătat casa, cum a fost dărâmată și mai departe, un cercetător. Și au transformat-o într-un centru monahal, cultural, nu știu ce. Dar acea casă e făcută cu banii acelei scriitoare engleze. Da. Deci încerc de atunci să-mi închipui cum au putut, comercial vorbind, nu vorbesc de altceva. Dom'le, n-au simț comercial. Ce faceți, domnilor? Schimbați stareții care n-au simț comercial. Da, ar trebui schimbați unii dintre ei sau unele dintre ele că au stat prea mult și am impresia că s-au petrificat în aceste poziții. Dar în sprijinul afirmațiilor dumneavoastră vreau să vă mai aduc un exemplu. Dărâmăm casa lui Max Blecher, dărâmăm casa Veronicăi Miclic, dărâmăm casa lui Eminescu, în schimb, cu acordul județului și a direcției de cultură din județ, de la județ, înființăm Casa Vlădicăi în satul Stănița. Casa Vlădicăi însemnând casa episcopului Ioachim Băcăoanu de la Roman și casa Maicii Starițe. Starița Avărată e sora episcopului. Domnule, trofii mai mare ca asta și superbii nu se poate. Adică dărâm casa celor unor valori aici, aici vă contrazic. Uitați-mă. Deci ei au ținut cont de o veche zicală românească. De la Vlădică la Opincă. Și atunci vine Vlădica face ca și Opinca să aibă un model. Îmi cer scuze. Da, dar ce ne facem cu cele care existau și care reprezentau niște eternități, nu de o clipă, eternități definitive. Da. Maica Sareța la Vărate tot îmi spunea, dar mă gândesc, ce o să zică maicile de iubirea? Doamnă, iubirea a fost transfigurată în opere literare. Opere literare au intrat în panteonul literaturii române. Stați un pic, că n-am, mai spuneți o dată, ce o să spună maicile? De iubirea lui Eminescu cu Veronica Miclic la Vărate. Dar de unde știți că s-au iubit? A fost o comuniune de idei. A fost o inspirație absolută. Am înțeles. E, asta deja începe să-mi placă, adică avem niște maici starețe care se sperie de iubirea lui Eminescu și Veronica Micle. Ce o să zică tinerile maici? Zic să nu cumva să ajungem la ce s-a întâmplat în vremea cealaltă, când Vărate cu Șagapia au fost salvate de la dărâmare și urmau să devină niște anexe ale Volvatirului din Târgu Neamț, datorită picturii lui Grigorescu de la Agapia și datorită lui Eminescu și Veronica Miclic la Vărate. S-a dus Vasile Pungan și consilierul lui Ceaușescu și Mitea, probleme de publicistică, ziaristică, cultură, s-au dus la Ceaușescu și la doamna Ceaușescu și a zis, nu se poate, domnule. Acum, dacă tot se teme de reacția maicilor, rețineți, n-am spus... Maicilor tinere. Maicilor tinere. Mă întreb, cum a explicat maicilor tinere faptul că fostul episcop al Hușilor, Corneliu Bârlădeanu, care și-a pierdut funcția în urma unor filmulețe în care apărea întreținând relații homosexuale cu elevii lui, cu elevii, cu seminariști și cu confrați de lui. Și-a găsit loc de liniște și penitență unde? La Văratec. În casa, într-o casă adevărată. A episcopului Ciopron. Exact, pusă la dispoziție la Văratec. În care i s-a adus și un șofer. Ca omul să nu-și uite de îndeletnicirile. Da, corect. De episcop, nu vreau. De episcop. Sigur. Păi și atunci, cum explică asta? E mai ușor să explici homosexualitatea episcopului de acum sau o poveste de iubire între un mare poet și o domnișoară de la vremea aceea, poetă și ea. Poetă și ea și deci, o doamnă, o mama două... Cum spuneați de fățărnicie, am spus eu. Nu da. De o ipocrizie adusă la extrem. Păi, tot acolo a fost adus de la București un tânăr profesor de liceu, întâi a fost la Gheorghe Lazar, după aceea la Jean Monnet, că a avut niște relații nu tocmai normale cu o elevă. Și unde a fost adus? La Vărate. Atunci înțeleg că ar fi vorba de alt comerț. Da. Nu, adică, deci, de atunci stau și mă gândesc numai la chestiunea asta. Nu se poate.
chiar atâta fățărnicie? Fățărnicie. Asta duce la un fel de demisie morală în grup, așa, una după alta. Eu cred că mitropolitul Moldovei ar trebui să le mai cheme, să le facă ședință, să aibă, să fie conclavurile lor religioase, să discute și aspectele acestea, că te duci acolo pentru curățenia sufletului și a trupului, pentru nevoințe, pentru credință absolută. Totuși să devii atât de uman și atât de apropiat de unele lucruri care aduc atingere moralității elementare. Da. Haideți să revenim la lucruri mai frumoase. Frumoase, da. Îmi spunea cineva că dumneavoastră este ținătorul unei biblioteci imense. Da, am o bibliotecă de 485.000 de volume. Cât? 485.000 de volume pe care o adăpostesc în vreo 4-5 case care mi-a aparțin mie, pe care le-am cumpărat din truda minții mele. Vreau să vă spun că am revista Convorbiri Literare din 1867, de când a apărut, 1 martie 1867, și până la 31... Domnul profesor, ne ducem într-una din case să facem o emisiune. Ne ducem. Când doriți. Cu cărți cărți. Cu manuscrise. Cu manuscrise, cu istoria literară a acestui neam? Ne duce că am un apartament, un neam numai despre neamț. Am toate revistele care au apărut în neamț. Când le-am spus la domnul președinte al PSD-ului, domnul Daniel Harpa, că am cu tare, că am document cu sinagogile toate fotografiate din Târgu Neamț, Piatra Neamț și Roman. Că, ce vor? Bă, uite, le scot și le-am arătat. Bă, nu se poate așa. Am Cetatea Neamț, revistă în 1909, colecție completă. Am uitat să spun că sunt cetățean de onoare al orașului Târgu Neamț. Sunt cetățean de onoare al orașului Târgu Neamț, sunt cetățean de onoare al Comunei Agapea, cetățean de onoare mai recent al Bolintinului din Vale. Oh. De ce? Eu mi-am început cariera didactică, eu trebuia să vin profesor la Dămuc Huisurez. Am avut acolo repartiție guvernamentală și pe certificatul ăla de repartiție scrie sus, în dreapta, are aprobarea Consiliului Profesoral și al Universității din București, al Consiliului Politic, sau cum era așa, o luam original, pentru învățământ superior și cercetare științifică. Niciodată, nici n-am fost pe acolo, nici m-a chemat niciodată. M-am dus o singură dată la Eugen Simion, când era directorul institutului și eu eram inspector de român la capitală, că am fost 12 ani inspector, și prin concurs dat cu universitarii, cu lucrări scrise, cu lecții deschise, cu lecții așa. Și zic, domnul academician, domnul director, dați-mi și mie o jumătate de normă. Bă, ce mă, tu ești profesor la Lazar, ești inspector, ce mai vrei? Domnul, am și eu nevoie, uitați-vă ce scrie acolo, măcar așa. Zic, știi ceva? Du-te la Boc să-ți dea banii, să te cuprindă așa, îmi trimite Boc hârtia și eu a doua zi te angajez. Bineînțeles că asta era tot o ipocrizie, așa, pentru că mi-a spus profesor Dumitru Micu, aveam doctoratul, mi-a spus, după tine a angajat imediat 3 Dudui, fără doctorat, fără niciun articol. Iar eu când am terminat facultatea de filologie în București, aveam 400 de articole. A scris Manolescu într-un articol, un dram de cultură, zice, în cariera mea de profesor universitar, cadru universitar, am avut 2 studenți, pe Mircea Scarlat și pe Nicolae Scurtu, care la sfârșitul studiilor universitare aveau activitate științifică, activitate publicistică, activitate în domeniul cercetării literare, mai mult decât toți asistenții și lectori universitari la toate facultățile de filologie din țară. E o recunoaștere tardivă, dar e. Domnul profesor, reveniți la apartamentul ăla cu neamțul. Revin la... Da. Unde l-aveți? În Neamț? În Neamț. Nu, în Neamț. La București le-am toate. Eu am tot vrut să mă mut în Neamț de mai multă vreme. Chiar îmi propusesc să-mi cumpăr o casă acolo la Vărate. Am o casă bătrânească a părinților, dar una să-mi fac, era și locul și așa. Și nevasta a zis, uite ce, eu sunt din Baia Mare, tu ești din Vărate. Nu să știi cât mai trăim, o să murim și nu știi cum ajung acolo, cum faci o casă acolo. Peste noapte se fură tot acolo. Se mai fură, se mai așa. Zic, nu, n-a fost de acord. Cred că în cele urmă, acum am adus-o, stă la pensiunea Maria cu mine, acolo stăm până joia viitoare, și cred că în cele din urmă o să mut toată biblioteca acolo.
Am revista Fundațiilor Regale din 34 în 47, toate nu lipsește un număr. Am Viața Românească din 1906 până în 40, toată nu lipsește niciun număr. De aceea s-au făcut cu bani grei, de pildă pe Fundațiile Regale, care era revistă interzisă pe timpul. Așa, am cumpărat-o cu 2000 de lei. 2000 la vremea aceea. La vremea aceea erau bani echivalentul, grei. Ca să înțeleagă lumea ce înseamnă asta. Echivalent a bani mulți. Și am dus-o acasă, așa, cu un taxi, acoperit, ca să nu se vadă, cu niște haine, cu nu știu, și când acolo consta că trei sferturi din această revistă nu era tăiată. Pe atunci revistele nu se tăiau. Știți? A trebuit să le tai și face să le citesc. Vremuri grele. Am revista Bilete de Papagal al lui Argheze, cele 7 serii, toate. Am Jurnalul Literar al lui Călinescu din 39 la Iași, Jurnalul Literar 5 numere de la București. Eu am publicat în 79 am publicat o carte, George Călinescu, studii și documente, în care pentru întâia oară public jurnalul lui Călinescu tot. Deși Călinescu zicea că jurnalul e o prostie, numai Maiorescu, care era un bucher inuman, a putut să țină un dicționar de la vârsta de 15 ani până când a murit în... Bine. Numai unul de genul ăsta putea să scrie istoria literaturii, să adune acolo tot. E o muncă, cine nu știe, nu-și dă seama, e o muncă imensă. Imensă. Și mai ales că e o muncă făcută de unul singur, nu cu ajutoare. Călinescu venea la Biblioteca Academiei, mi-a spus profesorul Piru, pe care l-am avut îndrumător la doctorat și la licență, spunea, domnule, venea la 8:30 și nu pleca până când nu se închidea biblioteca. Custozii și doamnele acele de acolo, când veneau din depozit, i-a ducea maldere de cărți, maldere de reviste. Și până nu căuta și nu găsea ce-i dă, nu pleca. Până și fișele făcute de Călinescu la Biblioteca Academiei, astăzi au devenit un fel de rarități bibliofilice. Mă rog. Da. Nu v-ați gândit vreodată la un muzeu al... Nu m-am gândit. Dar dacă vi s-ar propune în Neamț? Aș fi de acord în Neamț. Eu am vrut, i-am propus mai cistariții următoarea chestiune. Măicuță, uite, eu am vorbit la Neamț, am vorbit la București, am vorbit de toate părțile. S-a ajuns până acolo încât niște profesoare din Suceava cu soții dumnealor au venit cu o sumă uriașă de bani. Ca să... Să reconstituie casa lui Eminescu. Adică a venit cu 4 miliarde de bani. Bani cash. Niște saci. Și știți ce? După ce au gustat o dulceață de cireșa mare, un șerbet de zmeură, nu știu ce, e, acum lăsați bani aici și luați casa. Răspunsul stareței. Dulcegării. Ca să spun, dar ce răspuns, dumne? E ceva de incredibil. Și doamnele acelea au mărturisit și soții și la televiziune. Acolo au fost ziariști, au fost fel de fel de anchete. E trăiește la Roman și ar fi bine să-l chemați la fiul academicianului Haralambie Mihăiescu, se cheamă Doru Mihăiescu, care a publicat studii multe despre Roman, despre... manuscrisele de la biblioteca din Roma, Doru Mihăiescu, filolog, zice, a fost cu document, cu dosarul, cu casa Veronicăi Micle, a fost la Băsescu, la un consilier cultural, a fost la Iași, a fost la academicianul Nea Ursu, care a fost un mare lingvist și decedat de curând. Și a spus, dragă domnule Mihăiescu, i-a spus academicianul, aici n-ai cu cine vorbi la Iași. Păi nici la București n-am avut. De asta am venit la dumneavoastră, că fiind de-al locului, fiind cetățean aici, fiind academician, fiind profesor universitar, cunoscând toate fețele bisericești, poate interveniți. Că totuși autoritatea locului contează foarte nimic. A încercat de 2-3 ori, mitropolitul nici nu l-a primit măcar pe un academician. Nu e normal, domnule. Iar pe timpul Iosif Nănescu l-a chemat pe Răznovanu să participe la... când l-a numit paroh pe Constantin Mătase. Iar Constantin Mătase aici este un erou, ar trebui să se dea numele unei străzi, că o să facem o emisiune numai cu el. El a avut o fată, Elena Mătase, care a publicat o carte de novele inițial și face niște romane, Oropsiții, prefațată de Liviu Rebreanu. Am scris în România Literară un articol despre care am primit felicitări, multe.
Elena Mătasa s-a înființat aici Casa Națională, aici a înființat Liga Culturală, a înființat o reviză, mai multe reviste, plus activitatea lui ca arheolog. 99 de puncte geografice, a și publicat Muzeul de Istorie de aici, o carte masivă, Constantin Mătasa, arheolog. Plus opera lui, plus publicistica lui, nu mai vorbesc de corespondență. Eu am publicat scrisorul lui Mătasa toate către Iorga. Iorga a venit aici, de fiecare dată când venea Iorga aici, trăgea la casa parohială a lui Constantin Mătasa. Dar să vedeți ce fotografii sunt la Academie cu Iorga și Constantin Mătasa. Adică oamenii aceștia care au reprezentat, care au făcut totul din dragoste, totul din pasiune, totul din dăruire, nu ca să le crească lor. Nu le-a crescut lor nimic. Aveau conștiința valorii împlinite, aveau conștiința că menirea lor pe lângă altar, slujba de altar, este și asta să iese în agora și să le vorbească și să meargă pe teren. A chemat pe cele mai autorizate personalități în domeniul arheologiei, pe Radu Vulpe, elevul lui Pârvan, pe Radu Vulpe, pe Vladimir Dumitrescu, mare, și asta a fost tot așa pe criterii extravalorice îndepărtate așa din orizontul de așteptare al nostru. Și mulți, mulți arheologi care și-au dat cu părerea, cei de la Cluj, cei de la București. Adică, vedeți, un popă, da, un popă care pe una trecut a țâșnit lumină. Da, uite, acum îmi permit eu să vă spun ceva. Spuneți-mi tot. A ajuns la numărul 9, o revistă, impropriu, de fapt ea apare ca un ziar, dar ideea, Mesagerul nemțe, nu? Nu, Mesagerul este al nostru. Ecoul Munților. Am auzit de abia, Ecoul Munților, care are în spate un om pasionat, ar trebui să-l cunoașteți. Dumitrescu? Nu, îl cheamă Diaconu, Daniel Diaconu. Daniel Diaconu, îl cunosc. Profesor de istorie. De istorie. L-am cunoscut, mă scuzați. Doctor în istorie. Doctor, știu, l-am cunoscut când s-a sărbătorit Bicazul, 500 de ani. Și care este un om care putea să predea la orice universitate din țară, a ales să rămână la Grințieș. Grințieș, da. Și face acum o muncă pe care ar trebui să o facă alții. Sau institute de cercetare. Adică, dacă o să citiți cele 9 numere, o să cer să vă fac o colecție, să vă dau pentru dumneavoastră, să aveți acolo la colecție. Da. O să vedeți cum personalități uitate sunt acolo readuse în discuție. Inclusiv Mătase, că ați vorbit de el. Da. Inclusiv Gheorghe Ungureanu. Ungureanu, fostul Galinescu. Galinescu, familia, profesor, știu. Familia. Ăla de muzică, profesor. Oamenii care acum muncesc pe Valea Muntelui și nu-s văzuți. Dar este o întreagă viață prezentată acolo, bazată pe ce? Exact pe tradiție, istoria locului. Și încearcă să revitalizeze toate lucrurile acestea, împreună cu noi, că suntem și noi acolo. Da, știu. Și încercăm. E ca un fel de experiment, să vedem dacă mai rezistă, că este o publicație în care nu apare niciun cuvânt numit partid. Doar în cazul în care ai o personalitate care nu apare nici o reclamă de partid. Acum nu apare niciun primar, nimic. Este doar pentru acest scop făcută. Lucru care nu știu dacă se mai întâmplă prea multe locuri din țară. Nu se întâmplă în prea multe locuri din țară și mai ales că această revistă este în general subvenționată din banii lor, din banii... E făcută de noi. De dumneavoastră. Nimeni nu dă nimic. Ca să fiu cinstit, o societate comercială a zis, domne, ce, eu n-am mai văzut așa ceva și eu am nevoie că prestez un serviciu numai pe zona respectivă, da. Și a zis, eu vreau să apar în fiecare număr. Ca să fiu foarte cinstit. Da. În rest? Nu. Da, asta e. Domnul profesor, trebuie să ne mai întâlnim pe subiecte punctuale, că acum am mers noi și am vorbit de toate. Vreau să vă mai amintesc atât doar. Județul Neamț, mai precis Piatra Neamț, a dat pe unul dintre cei mai înțelepți, mai învățați și mai erudiți istorici literari, folcloriști și cunoscători ai vechii culturi românești,
pe Gheorghe Teodorescu Chirileanu. Acest om a fost de o puritate, parcă era un sfânt coborât. El vorbea de tatăl Ceahlău și de mama Bistriță. Eu i-am publicat două volume, un volum de corespondență, Gheorghe Teodorescu Chirileanu, scrisori către Nicolae Iorga, un prim volum, și Gheorghe Teodorescu Chirileanu, scrisori către Constantin Meissner, care a fost profesor la Iași. Mai am încă 15 volume pregătite, gata de tipar, să apară și o să apară toate. Corespondența cu Artur Gorovei, care este uluitoare, cum s-au jutau intelectuali. El fiind slujbaș superior la Casa Regală, scotea niște bănuți de acolo și îi trimitea lui Gorovei să scoată revista Șezătoarea. Aia este prima revistă de folclor din România care a apărut 25 de ani, adică 25 de numere și una dintre cele mai însemnate reviste de folclor din Europa. Au colaborat toți mari etnologi și folcloriști ai Europei aici, la Fălticeni, în revista lui Gorovei, datorită sprijinului financiar al lui Chirileanu. El a cumpărat manuscrise Eminescu. El a făcut cea mai bună ediție creangă în 38 la editura Fundațiilor Regale, la presiunile permanente ale lingvistului și academicianului Alexandru Rosetti, care era directorul editurii Fundațiilor Regale și ajutat de un mare filolog, Demostene Rousseau, specialist în latină și greacă, cel care a publicat celebre volume studii critice, două volume, și un studiu despre tehnica și restituirea izvoarelor istorice. Mai mult decât atât, a încercat domnul Bostan să facă unele lucruri, sunt utile, dar jurnalul ăla, eu n-am, vă spun ca un cititor onest și mă bazez pe ce spun foarte bine. Chirileanu n-a scris un jurnal așa în 6 volume, că dacă scria un jurnal nu mai avea timp să facă cercetările, că toată, după ce termina slujba la Palatul Regal, se ducea ori la Arhivele Statului, ori la Biblioteca Academiei, ori la Arhivele Naționale, ori și Bianu lăsase vorbă custozilor lui Dan Simonescu, lui Emil Vârtoșu. Vezi că o să vină bătrânul Chirileanu, era mai bătrân Bianu, o să vină bătrânul Chirileanu de la Casa Regală lui să mai stea, cineva, să mai stea încă 2-3 ore peste program ca să lucreze. Vedeți, oameni, și Chirileanu merită aici o statuie în fața bibliotecii, trebuia să fie statuia lui Chirileanu. Sau și a lui Chirileanu, a lui Chirileanu în primul rând, și altele. Și altora, da, apoi a lui Eminescu. Mă rog, e bine și a lui Eminescu, dar Eminescu și-a avea loc în altă parte, la Vărate, la noi. Dar acolo trebuia statuia lui Creangă și a lui Eminescu și a lui Chirileanu. Nu e. Este o statuie făcută de Vlasiu. Am corespondența lui Chirileanu cu Vlasiu, toată dată de fata lui Vlasiu. Adică eu am umblat pe toate și am adunat aproape, am peste 15.000 de scrisori scrise originale, scrise de mâna lui Chirileanu. 15.000? Mii de scrisori. Dar ce-i puțin lucrul ăsta? Numai să stai, da, să te gândești cât i-a luat să scrie 15.000 de scrisori. Da. Un arhivist celebru și profesor Aurelian Sacerdoțeanu, când m-a dus odată la el, zice, fii atent, dorm cu fotografia lui Chirileanu și cu dedicații de pe fotografii dată mie, pentru că acest om a fost un model pentru mine, pentru generația mea și pentru toate generațiile. Ăsta avea cultul scrisului și cultul valorilor. Dovadă că a scris atât de puțin, dar ce a scris nu poate fi înlocuit cu nimic. Domnul director, vă mulțumesc. Pledoarie pentru cultură, pentru valori. Și pentru temeinicie. Pledoarie pentru temeinicie, vorba dumneavoastră. Pledoarie pentru tot ceea ce înseamnă valori românești. Și lucruri durabile în timp, care rămân și care spun. Vedeți, noi ne-am adunat să vorbim despre niște valori care există, care sunt neglijate, care sunt ocultate și care așteaptă un semnal. Că spune unul din Sfinții Bisericii, să vă duceți tot timpul la morminte, să, cu preotul, să duceți colivă și alte, mă rog, tot ce trebuie, că vin părinții și asistă. Și dacă n-aduceți aceste ofrande, se întorc înapoi
tare triști și tare amărâți. Mulțumesc frumos pentru participare. Lăsați că o să reluăm. Mulțumesc frumos pentru participare. A fost o emisiune, cum spun eu, care merită să rămână în colecție. Ne vom mai întâlni. Ne vom mai întâlni cu mare plăcere. Cu vă doresc cele bune, oameni buni, să fim sănătoși, să nu ne uităm valorile. Mulțumesc frumos. Mulțumesc și eu foarte mult și cu mare plăcere. Eu am fost...